Salut trader, este data de 4 aprilie. Astăzi o să vorbesc despre paritățile dolarului american, dar înainte de aceasta să ne uităm un pic și peste paritățile yenului japonez. Săptămâna trecută spuneam că mă aștept ca întărirea yenului japonez să continue și după cum observăm, o să încep cu USD/JPY. USD/JPY a găsit un suport pe termen scurt în această zonă, de la 110, 110 și ceva. A avut o corecție. Această corecție s-a finalizat exact în acest nivel de rezistență. Deci putem privi această corecție ca o confirmare a spargerii care a avut loc aici. Apoi paritatea a continuat descendent, iar în momentul acesta se tranzacționează în această zonă de suport formată acum 7-8 zile. În cazul în care și această zonă de suport va fi spartă, USD/JPY ar putea continua către ceea ce am spus eu în videourile trecute, către zona de 107. 107. Euro/JPY. Euro/JPY, după cum observăm, după ce a avut acest pin bar, a scăzut, a avut această zonă de consolidare, aceste zile de consolidare, apoi a urmat acest bearish engulfing, iarăși un inside bar, a fost spart acest inside bar și euro/JPY a continuat descendent, scăzând chiar sub această zonă de suport despre care am vorbit eu, că cei care intră short ar putea să-și marcheze profiturile. GBP/JPY s-a comportat un pic ciudat din cauza întăririi lirei sterline față de dolarul american, care a avut loc săptămâna trecută. Ce a crescut. Apoi ieri am avut, s-au format aceste 3 zile, formează un evening star, iar paritatea continuă să scadă și aici, dacă USD/JPY va continua în jos, deci va sparge acel nivel de 110, am putea asista la scăderi mai profunde. AUD/JPY. AUD/JPY, ca și USD/JPY, s-a oprit. Aici chiar avem un suport dat de acest minim. S-a oprit în această zonă de 83. A avut câteva zile de creștere. Această creștere s-a oprit, după cum observăm, în această rezistență și a început să scadă. În momentul de față, AUD/JPY se tranzacționează sub acest nivel de suport. În cazul în care întărirea JPY va continua, următorul nivel de suport pe care trebuie să-l avem în vedere este acesta din jurul valorii de 82.50. Cum am spus, o să mă uit un pic peste paritățile dolarului american. Să începem cu prietenul meu euro-dolar. Bun. După ce a atins acest nivel de suport, euro-dolarul a crescut. După cum observăm, a atins acest nivel de rezistență, după care a avut o creștere, iar apoi o scădere bruscă. Putem considera această creștere peste nivelul de rezistență ca o spargere falsă. În momentul de față tranzacționează, cum spuneam, descendent și avem astăzi, lumânarea este deocamdată inside. În cazul în care paritatea va continua descendent, următorul nivel de suport pe care trebuie să, la care trebuie să fim atenți este acesta de la 1.05. Lira cu dolarul, dacă o și găsesc.
Bun, o mai caut mai încolo. Mi se pare interesant USD CAD. Nici pe ăsta nu-l găsesc. Ah, da. Bun. După cum observăm, USD CAD a avut o creștere, apoi o scădere destul de bruscă. În această zonă de la 1.33 s-a format acest pin bar, care a fost primul semnal că paritatea nu mai are putere să continue descendent. A avut o creștere, apoi iar o scădere tot în această zonă de la 1.33, formând această zonă de consolidare de aproximativ 100 de pipi. Ieri a crescut, iar astăzi continuă ascendent. Mai mult rupe această rezistență a consolidării din jurul valorii de 1.34. Dolarul ar putea continua să se întărească față de dolarul canadian. Următorul nivel de rezistență pe care trebuie să-l avem în vedere este acesta de la din jurul valorii de 1.3550. Lira cu dolarul. Lira cu dolarul, cum am spus și în cazul GBP/JPY, lira săptămâna trecută a avut niște zile de creștere. Ele se văd și în GBP USD. Această creștere s-a finalizat în jurul valorii de 1.2550, urmând o scădere. Iar dacă ne uităm pe 4 ore, observăm că această creștere este mai degrabă corectivă, iar linia de trend a acestei corecții a fost spartă în momentul de față, tranzacționându-se descendent în zona acestui nivel de suport. Dacă acest nivel de suport va fi spart, deci dolarul va continua să se întărească, următorul nivel de suport pe care ar trebui să-l avem în vedere este acesta din jurul valorii de 1.2150-1.22. Bun, cam atât pentru video de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!